Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit la Starv.io, un alt joculeț I.O. De data aceasta avem ceva puțin mai diferit, oarecum, asemănător cu jocul pe care l-am jucat acum două episoade, în care trebuie să supraviețuiești. Dar, asta e un fel de... trebuie să supraviețuiești pe o hartă destul de măricică, unde poți să faci PvP cu alți jucători. Dar, este un ciclu de zi-noapte, unde noaptea se face foarte frig, se spaunează monștri și devine mai dificil să supraviețuiești. Pe celălalt joc, doar jucătorii te puteau omori, dacă nu mă înșel. Aici te poate omori și na mama natură. Încă se mai adaugă chestii noi, deci ca la orice joc eu, încerc să dau ăștia cât mai multe chestii. Um, trebuie să-ți faci o bază, cum are asta aici. Vedeți că încearcă să-și înconjoare. Ce căutăm în momentul de față este asta, un tufiș unde să se spawneze mâncare. Pentru că în jocul ăsta mâncare e foarte importantă. Dacă n-ai mâncare, mori. Cam mai e ideea, scade foarte repede bara de mâncare. Deci, dacă nu faci rost de mâncare, efectiv ești mort. Uh, vedeți în stânga jos, acolo, bara aia. Uh, e cam greu să găsești tufișuri cu mâncare libere, unde să nu fie lume. Dar uh, încercăm să căutăm altceva, n-am și să fac. Ideea în jocul acesta este să intri pe un server cât mai gol. Deci, nu vrei cât mai multă lume, vrei cât mai puțină lume. Ca tu să poți să supraviețuiești. Pentru că, dacă e prea multă lume, fiecare o să stea la un tufiș de asta cu mâncare și o să mor de foame. Ok, trecem mai departe. Strângi lemn, îți poți crafta un târnăcop de lemn aștept să-l craftezi, cu care, după care cu acest cop de lemn poți să-l craftezi piatră. Ok? Deci spawnezi aici mult, mult, mult lemn. Mă rog, spawnezi. spamezi aici ca să iei lemn. poți să și aștepți, nu trebuie să iei fiecare bucățică din tufișul cu mâncare, pentru că se spawnează cam până la 4-5 de lemn. Dar hai să le luăm noi repede așa. Adică vedeți și voi ce nasol e. Ăsta e destul de jmecher. Infected. E în top? Da, e în top. E pe locul 6, are târnăcop de diamant, de aur. Deci, ok. Uh, avem deja destul de mult, mult lemn, așa că hai să căutăm niște piatră. Resursele dintr-o piatră nu sunt infinite ca în celălalt joc, deci într-o piatră da, să zicem că poți să iei 15 bucăți mici de piatră sau ceva gen. Deci trebuie să te muți din piatră în piatră, cam mai e ideea. Dar mă enervează jocul ăsta că rămâi prea repede fără mâncare. Ar trebui să, să modifice treaba asta. Uite că asta e o piatră destul de mare, are multe bucăține. în ea. Și îți poți crafta un foc în stânga sus acolo. În momentul în care vine noaptea, trebuie să stai la foc, altfel mori. Băi, ești nebun câtă piatră are asta. De fiecare dată... De fiecare dată că mă ceam să... Te nu nimeni de aici, ceea ce e perfect, putem să facem rost de mâncare. Uful, Uf, ok. Deci noaptea, uh... da, de fiecare dată când mă să iau piatră, îmi scrie acolo că a rămas fără resurse, dar asta are foarte multă, Ok, putem să-l omorâm pe ăsta dacă ne supărăm. Deci, poți să faci PVP, cam aia e ideea în jocul acesta. Și... Vezi? Resources empty. F. F, toată lumea F. F e codul nostru secret. Uh, mă să iau mai multă mâncare. Da, am văzut că poți să-ți faci o sabie. Ăsta este crafting table dar nu prea aș vrea să-l fac. Adică... Îl pui jos când îl faci și momentan nu am nicio bază, adică habar n-am ce vreau să fac cu viața mea. Ok, și acum pui... Acest foc, oh, nu, cât durează să-l faci. Punem focul aici. Uh-oh, mai repede, că murim. Ok. Oh, 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 oh. Pune-l jos, pune-l jos. Perfect! Și asta este baza noastră. Noaptea trebuie să stai lângă foc ca să te încălzești. Vezi aici, cold, trebuie să fie full, avem și mâncărică. Sper să ne ajungă cât, pentru toată noaptea, sper să nu mai vină alți jucători. În jocul acesta poți să faci pe PVP, te poți să cu alți jucători. Dar e interesant ce ne asta. E interesant că jucătorii chiar fac echipă între ei. Nu prea vezi asta în jocurile multiplayer, de obicei se omoră că proști între ei, dar în jocul acesta chiar fac echipă între ei, mai ales noaptea. Deci dacă vine cineva la focul meu, pentru că altfel moare, deși are nevoie de un foc, să se încălzească, eu pot să-l omor. Dar o să vedeți focuri în care sunt efectiv toți jucătorii și nu se omoară nimeni. Ceea ce e interesant să vezi că jucătorii se înțeleg între ei. Avem chiar multă mâncare. Ce vedeți aici e rar. Este rar să stai doar tu la foc, și să stai lângă unde sta cu mâncare, să fii în siguranță. De obicei sunt mulți, îți fură mâncare și trebuie să te bați pe tufișul acesta, dar e bine, pentru că suntem stabiliți. Ce am craftat aici, nu știu. Nu știu exact. Ia uite, ăștia fac PVP. Ii vedeți? Prostălăi. Bă, 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 bă calmează-te. A venit și și mâncare. ce asta? asta? ne putem planta semințe? Ok. Noi avem destul mâncare încât să supraviețuim pentru toată noaptea, cred. Dar îi vedeți cum au venit? Dacă aveam sabie și eram jucători jmecheri, eu omoram pe toți. Dar din păcate nu ne permitem așa ceva, deci o să evităm orice luptă. Uh, M-a omorât odată un păianjen de ăsta. Păianjenul se pune peste tine, pune pânză și nu mai poți să scapi. Efectiv, stă peste tine până te omoară. Uh, deci trebuie să ai grijă, dacă vine spre tine să fugi. Uh, resource is empty. Ok. Hai să luăm mâncărică. Ai ideea dacă nu stai la foc. Ce n-aș nașpa e că unor când intri pe server, unor când intri pe server, uh, poți să te spawnezi pe un server în care e deja noapte și trebuie să cauzi repede un foc, că nu ai ce să faci altceva. Oh my god. Uh -oh. Ok, la asta nu m-am gândit. Am uitat că focul se duce. Zim că nu sunt mort. A, ah, nu, nu, sunt mort. asta aici. Hai. no, mă omorâi prostule! Oh my god, don't you fucking kill me. No PvP, please. Până acum n-am dat de jucători care să mă omoare că vin la focul lor, adică... What the fuck? Care e problema lui? Ori ăștia sunt doi. Na, mă, să te văd cu ce faci, prostălăule. Ah, are două focuri. Prostălău, bă, m-a omorât. Ok. E prima noapte la care, în care aproape supraviețuiesc. Uite, vă că s-a adăugat cu pe 31 martie. Attack if you dare. O, oh, e nou pe aia genu. Trebuia să încraftez două focuri. Ok, deci știm care e planul. Planul e să încraftez două focuri de acum colo noaptea. Am crezut că un singur foc ne poate ține toată noaptea. Aia au fost niște jucători jegoși că m-au atacat. Aveau sabie. Dacă, dacă, nu aveau sabie, nu mă atacau pentru că aș fi putut să-i bat la loc. Um, dar în majoritatea cazurilor dai de jucători la, în care a zis, stau toți la foc și nu se atacă nimeni. Dar ei au fost destul de jegoși. Vă sugerez să vă jucați jocul acesta doar dacă aveți niște prieteni. Adică, mă rog, mergeți să joci și singur și dați. sugerez să te joci cu prietenii dacă ai cu cine să te joci. Pentru că ai nevoie de ajutor, cam aia e ideea. E puțin cam dificil să supraviețuiești singur. Uh, hai să luăm toată mâncarea asta, adică am reușit. Două, două zile am supraviețuit, dacă vin ăștia să mă ia la bătaie, mă supăr rău de tot. Și scoși și sabia la ei. De ce nu merge crafting table-ul ăsta? What? Trebuie să meargă. Um, trebuie să l craftez eu sau care e faza? Oh, nu, te vei căra de aici. Îți spun eu că te vei căra de aici, nu mănânci tu mie mâncarea. Ok, ești out. Um, hai să mâncăm asta, va trebui să-mi fac eu un crafting table aparent. Hai să luăm niște lemn, hai să luăm lemn. Ok, a, ah, cred că n-aveam resursele, a, ah, înțeleg acum. Ok, 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 are sens, are sens. Deci în jocul acesta nu-ți arată rețeta, îți arată doar dacă ai resursele necesare. Deci trebuie să facem un de mult lemn. Ok, ok, I got you, I got you. N-are rost să-mi fac un alt crafting table pentru că avem unul lângă. Adică sper că nu era ăla care avea crafting table-ul. Dacă moare persoana care are crafting table atunci dispare. Cam asta e ideea. Și mi se pare că poți să plantezi un tufiș de ăsta. Mi se pare că dacă te duci la crafting table, mergi să... A, dispărut crafting table, fac. Ok, hai să ne facem noi unul. A, la naivă. Ok, avem nevoie de multă piatră. Putem să luăm de aici. Bui, e sunt pe locul 7. Avem nevoie de multe resurse, cam mai ai ideea, pentru că noaptea ai nevoie de două focuri ca să poți să supraviețuiești. Plus că trebuie să fii lângă un tufiș de la. Come on, come Hai să luăm piatră, piatră, piatră. Ok, hai să mancam. Am omorât un monstru și... Turcule, pleacă de aici că nu e loc pentru tine. Hai, cară-te. te Tu te pas cu mine, bă, bune? Ok, hai să vedem. Deci putem să ne facem o chestie de-asta, dar nu mă interesează. Păi bune, înțeleg să pleci. Nu vrei să pleci? E, dacă nu vrei să pleci, te fac eu să pleci. Bun. Hai să luăm repede mâncarea. Fiți atenți Aparent ni se face frig și pe timp de zi, ceea ce e aiurea. Avem nevoie de mult, mult lemn. Ok. Nu poți să craftezi, nu poți să faci nimic cât timp craftezi ceva, știi? Mă refer că nu poți să culegi resurse. Ok, o să... O să păstrăm ăla. Ok, hai să luăm repede niște lemn. Hai, 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 o să ne upgradăm toporul. Asta vreau să fac. O dată. Hai să muncăm asta. E mult de jucat aici, adică... Hai mă, cât lemn n-ai nevoie? A, ah, e resource empty. Fuck. Okay. Oricum avem destul. Lemn e destul, piatra e mai puțină. Ata, o trebuie să veni să mă... Vă luați la bătaie cu bosulica. Ok, avem nevoie neapărat de un foc. Punem aici. Hai să vedem. Putem să ne facem chestia asta. Nu prea e bine cu atâtea jucători pe lângă. Ăla are topor de, de aur de sub mine. Deci dacă nu se cară o să luăm la bătaie. Ok. Uh, hai să mai luăm niște lemn. O, oh, iei câte trei bucăți. Amice, cară-te de aici. Care-te, care-te, că nu e nevoie de tine. Ocupi spațiu degeaba. Hai să luăm lemn. Ok, deci acum colectăm mai multe resurse. Ceea ce ești mai Oh, fuck, suntem în mare pericol. Suntem în mare pericol. Uh, can you craft a fire? Fuck. N-am resursele necesare să mai craftez un foc. Resources empty. Uite, ce n-ai bai asta? Cred că, că pot să craftez un tufiș. Cred. Nu pot să craftez altul. O să avem nevoie de un fireplace de asta. Aolo, ce prostie. Ok. Faza e că să-l omorâm pe ăsta, n-are ce să caute la noi. Avem nevoie de cât mai multe resurse. Și două persoane cam ajung. Wanna team up. Dacă am face echipă cu ăsta, ar fi interesant, pentru că are multe resurse. Are, e bun. Ok, dacă facem echipă cu ăsta. Fac! Care de aici? Ăștia ne mănâncă mâncarea. Ne mănâncă mâncarea și nu mai rezolvăm nimic. Ok, ok, ok. Hai că nu e rău, nu e rău. Bun. Asta e care resurse să mai facă încă un foc? Nu știu ce... Cred că sămânța asta craftează un alt fiș, eu așa cred. Ia, hai să... Hai să facem. Ne costă 3 uh, de la de mâncare. O, la mă enervează ăștia. Nu pot să mă bat cu ei acum. Care de, de aici! Cărați-vă că ne mâncați mâncarea! Sunt pe locul 2, uitați-vă și voi. Oh my god, trebuie să Nu! No! Trebuie să omorăm animalul, omoră-l! Uuu, uh, nice, 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 nice. Hai că facem echipă cu ăsta care e foarte cel. E pe locul 8, eu sunt pe locul 2, o să facem o bază șmecheră. Aici am plantat două tufișuri, deci o să facem de multă mâncare. Și poți să craftezi carne de asta. Uh, poți să prăjești carne, practic, la foc. Vom merge repede să mai facem rost de niște resurse. Dar înainte de asta trebuie să fac carne de două ori. Două. Ar merge să fac două bucăți de carne? Sau cum neba funcționează? Sper că n-am ars carnea. Trebuie să-i omorâm pe ceilalți. N-avem loc pentru toată lumea. Uuu, cum ne dă. Ok, amice, e timpul să te car de aici. N-ai ce să faci. <hâie> Am spart focul ca prostul, cred. N-ai ce să faci aici, din păcate. Hai să luăm repede multe, multe resurse. Avem nevoie de piatră, avem nevoie de lemn. Și să încep și să-mi upgradez chestiile. Am la maxim resursele, 99 cu 92. Bă, ne-a crescut tu fișul, cât de tare e asta. care de aici, prietene. care doar care Ok. Dacă am putea prinde iepurele să-l omorâm. Cred că ne dă carne. Uuu, ne-a dat cărniță. Carne e foarte bună. Ok. Cred că am făcut toate upgrade-urile la maxim. Trebuie să am grijă de animalul să mă rog, la animalul să, să nu mă omoare. Dar avem tu tufișuri. Bă, armează să ne facem baza, știi? Să o înconjurăm, o să fac eu asta imediat. Uite, cu chestii de-astea. De Bă, ne-a murit... Nu, n-a murit ăsta, că e pe locul 6, am crezut că a murit. Bă, care te dă dai? <gângh> prostul ăsta ne... Păi mă, super, mă, amice, mă, super rău de tot și trebuie să mori pentru asta. Ne-a spart crafting table-ul prostul. Mă, super rău de tot. Ruznacu, care te de aici? Prostul ne-a spart crafting table-ul. Holy fuck. Oh my god. Ok. Craftez eu un... Oh my god, păianjenul ăsta s-a pus tocmai aici, ești nebun. Ok. Hai că pun eu crafting table-ul. Ia uitați ce am aici. Cred că e un perete de piatră? Ce n băia asta? De ce nu pot să-l fac? De ce nu mă lasă să-l craftez? Uite, acum a dispărut. Hmm, e ciudat. Ok, um, avem o groază de astea de mâncare. Dar nu să mai putem să ieșim din bază. A, ah, ba da, putem. A, ah, putem să trecem peste ele. Ok, e bine, e bine. Uh, dă-mi asta încoace. Trebuie să mă duc să fac gros de niște aur. Uite de acolo, pentru că mi-a zis ăsta tovarășul ăsta al meu, că... Și că cu aurul îmi craftez un târnăcop mai bun. Deci hai să vedem. Resources empty. Târnăcopul de aur. Ne-au trebuit undeva la 30 de bucăți, dacă nu mă înșel, sau ceva pe acolo. Nu mai acceptăm pe nimeni în echipa noastră. Adică doi ajung, nu ne avem nevoie de 3, 4 sau 5. dacă gândește-te în 5 oameni că îți faci o bază buriașă, enormă chiar. Dar piatra avem. Ar trebui să mă duc repede să Ok, hai să luăm asta. Hai să iau niște mâncare și să mă duc repede să fac rost de piatră. Ia, hai să ieșim de aici. Cred că o să luăm resurse față. Ia, 49. Mamă, wow, deci câte 3 bucăți. Cred că e binișor, binișor. Poți să ti și apăsa, nu trebuie să dai mereu click. Îmi <coughs> este frig aparent. Cam aia e faza. Așa că hai să stăm la foc. Vine iarăși noaptea. E nasul că noaptea durează mult. Durează cam mult noaptea. 79 de bucăți de piatra ar trebui să ne ajungă. E deja ziua a patra, cred, sau ceva. Hai să-l omorâm pe asta. Care aici se cauței. Oh, my God! Oh, ne-a neapăcalit! Nu! No! Nu! No! You fucking fucking fuck! Avea sabie de diamant? Oare cum craftai sabia de diamant? N-am văzut diamant pe hartă. Am văzut doar gold. Poate dacă aveai foarte mult gold, puteai să-ți și sabia mai bună. Cred că asta e. Da, asta e, da. M-am uitat pe filmare și exact unde am eu mousul era baza noastră. Ia să ne uităm. Deci exact aici e baza noastră. Aha, dar ne-am spart pereții. Ne-a spart prostovanul la pereții. Cred că, cred că level Line a fugit. Cred că asta a făcut. A fugit și a abandonat baza. Dar uite câte... Baza asta era perfectă pentru că poți să supraviețuiești noaptea fără probleme dacă ai piatră. Ai mâncare infinită aici, practic. Uh, oricum voiam să mor, pentru că nu prea... Deja s-a extins episodul prea mult. Dar cam înțelegeți ce poți să faci în joculețul acesta, adică poți, face, poți să-ți faci o bază destul de mare. Totuși, să ăsta, cred că s-a foarte mult, să ai 100.000 de, de puncte e foarte mult și devine plictisitor pentru că nu prea mai ai ce să faci în jocul ăsta și o chestie care ar trebui schimbată e noaptea, noaptea e prea lungă și noaptea n-ai ce să faci decât să stai degeaba și e plictisitor. Deci și că ar trebui să scurteze puțin noaptea sau să, fa bage ceva să poți să faci noaptea, altfel ea, e plictisitor. Dar ia să vedem name să stați ce face. Era aici în dreapta, nici ăsta n-are cine știe ce bază. Don't kill me please. M-a omorât pe Angel, nici, nici de a la mine, m-a omorât. Uh, nu știu ce făcea chestia asta, thread-ul, dar bag update-uri noi și pare un joculeț destul de mai chiar deci chiar vi-l recomand și vă. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!